Uniunea Europeană este cel mai de succes proiect economic și politic din lume, care asigură de mai bine de 70 de ani pacea pe teritoriul tuturor membrilor săi. Și nu e de mirare, pentru că tocmai pentru asta a fost inițial creată Uniunea, iar extinderea UE înseamnă extinderea păcii și stabilității. Europe means peace. It is no coincidence that the longest period of peace in history in Europe started with the formation of the European communities. După cele două războaie mondiale care au devastat continentul și au oripilat umanitatea, Europa era determinată să spună un nu ferm conflictelor pe continent. Primul pas l-au făcut Franța și Germania de Vest, alături de Belgia, Olanda, Luxemburg și Italia. Împreună în 1951, aceștia au format Uniunea Cărbunelui și Oțelului. Anume, aceste două minereuri erau necesare pentru producerea de arme, iar atât timp cât niciunul dintre state nu aspira la monopol, riscul unui război între ele scădea considerabil. In politics as in life, reconciliation is the most difficult thing. It goes beyond forgiving and forgetting. To think of what France and Germany had gone through and then take this step, signing a treaty of friendship. Cea mai bună rețetă pentru a păstra pacea este să asiguri prosperitatea. Dacă până atunci modelul era facem război pentru a deveni mai bogați, el și-a pierdut orice utilitate când țările au înțeles că ceea ce le aduce prosperitatea este unitatea. Mai mult, așa putea reprezenta o forță, nu doar economică, dar și politică. Într-o perioadă în care SUA și Uniunea Sovietică erau în războiul rece, unitatea a fost un scut pentru Europa. Între timp, Uniunea s-a transformat, s-a extins, iar spre sfârșitul anilor 80 includea deja Danemarca, Irlanda, Spania, Portugalia, Grecia, dar și Regatul Unit, care ulterior a părăsit UE. Iar după destrămarea Uniunii Sovietice, în speranța de a găsi un refugiu de expansionismul rus, unele țări din Europa Centrală și de Est au devenit și ele membre ale Uniunii Europene. It has always been clear that to be a member of such a bigger community, there have been two elements. One is never alone, never 1930s again, and second is economic prosperity. Odată cu destrămarea blocului socialist în 1989, Germania de Est, care era și ea sub dominație sovietică, s-a reunificat pașnic cu Germania de Vest. Și este explicabil. În Vest exista democrație, libertăți sociale, progres economic, care au servit ca un pol de atracție pentru est germani. Aceste beneficii au motivat și alte state, ca România și Bulgaria, să adere la Uniunea Europeană. În 2012, Uniunii Europene i-a fost acordat Premiul Nobel pentru Pace, pentru că a ajutat la transformarea Europei dintr-un continent al războiului într-un continent al păcii. Comitetul pentru Premiul Nobel pentru Pace a afirmat că Uniunea și predecesorii acesteia au contribuit timp de 6 decenii la consolidarea păcii și reconcilierii, democrației și drepturilor omului în Europa. Această distinție dovedește clar eforturile de menținere a păcii timp de peste 70 de ani de la înființare și au atins scopul. Însă, Uniunea Europeană nu cuprinde întreg continentul european, iar provocările de securitate au apărut constant, fie cele din timpul războiului din Iugoslavia, fie mai recent, a războiului declanșat de Rusia în Ucraina. UE este o uniune non-militară, care nu are armată proprie și nici un sistem de apărare comun. Invazia rusă din 24 februarie 2022 a surprins întreaga lume. Răspunsul Uniunii Europene la această invazie a fost unul fără precedent. Pentru a contribui la instaurarea păcii, în prima instanță, Uniunea Europeană a impus sancțiuni Rusiei, a ajutat refugiații ucraineni, după care a pus în aplicare și un amplu program de susținere militară, financiară și umanitară a Ucrainei. Acțiunile fără precedent în istoria sa arată încă o dată angajamentul Uniunii Europene față de valorile pe care aceasta le promovează. Dar poate vă întrebați ce beneficii din punct de vedere a securității ar obține Moldova de pe urma aderării la Uniunea Europeană. Apartenența la Uniune implică aderarea la programe de achiziții comune de echipament militar și instruirea militarilor. Trebuie menționat faptul că Uniunea ca entitate aparte nu are armată. Aceasta se bazează pe resursele militare ale statelor membre, respectiv nu a participat la misiuni de luptă sau conflicte militare. Deci, aderarea la UE presupune încadrarea într-un
un sistem de securitate comun a 27 de state europene care de-a lungul deceniilor și-a demonstrat viabilitatea și succesele în promovarea păcii atât la nivel european, cât și la cel global.